Dacia, Audi, Ford, Opel, Peugeot, Volvo, Volkswagen. Știați că automobilele aparținând acestor branduri au ceva în comun? Sunt asamblate cu piese produse de ștanțe, fabricate de un antreprenor din Câmpul Lung Mușcel. Istoria societății din Argeș este strâns legată de tradiția pe care această zonă o are în domeniul auto. Despre experiența dobândită în cei peste 40 de ani de activitate, dezvoltare, adaptare pe o piață concurențială și performanțe, vorbim în reportajul următor. În 1975, la poalele munților Iezeri, era inaugurată singura matrițerie dedicată industriei de automobile din Europa de Sud-Est. În 2004, în urma procesului de privatizare, fabrica a fost cumpărată de Montana MG, companie cu capital 100% românesc. Obiectul de activitate a fost păstrat și diversificat în funcție de cerințe. La fel s-a întâmplat și cu capacitățile de producție. Ștanțele și matrițele argeșene sunt folosite în industria auto la obținerea pieselor din tablă pentru caroserii prin procedeul deformării plastice la rece. Pentru ca o matriță să ajungă la forma finală, parcurge cel puțin 7 etape. Ideea devine posibilă în zona de creație. S-a trecut de la proiectarea pe hârtia de calc la cea pe calculator în 2 și 3D. Specialiștii găsesc cele mai bune soluții, asigură concepția, realizarea studiilor și proiectelor de execuție, precum și asistența tehnologică la nivelul secțiilor. Având un grad de integrare ridicat, în departamentul de modelărie sunt executate machete din polistiren de diferite dimensiuni, destinate turnării componentelor din fontă și oțel ale ștanțelor. Odată realizat tiparul, acesta ia drumul altor secții. În societatea din Câmpul Lung Mușcel, fabricarea propriu-zisă este structurată pe trei direcții: execuție, componente mecanice, confecții metalice și mecanosudură. Fiecare flux are loc în ateliere distincte, unde există utilaje de ultimă generație. Echipamentele sunt interschimbabile în funcție de comenzi. Urmează mașinarea, tușarea, ajustajul. Specialiștii execută operațiuni de punere la punct a ștanțelor și matrițelor, atât în atelierele proprii, cât și în spațiile industriale ale beneficiarului. Controlul interoperații și verificarea permanentă a calității sunt completate de instalațiile de măsurare complexe asistate de calculator. Asigurarea parametrilor nu înseamnă numai investiții pe flux, ci și în laboratoarele de control. Fondurile provin din surse proprii și credite bancare. Un alt domeniu de activitate al Montana MG este reprezentat de lucrări de mecanosudură, ansamble și componente pentru linii tehnologice robotizate destinate în principal industriei, precum și confecții metalice pentru alte sectoare economice. Profesionalismul celor aproape 500 de angajați se observă în toate etapele de producție. Impresionează ordinea, curățenia și rapiditatea cu care fiecare om își desfășoară activitatea. Grija față de echipa companiei prin introducerea unor programe de pregătire profesională și responsabilitatea socială față de comunitatea locală sunt o preocupare permanentă a antreprenoriatului de la Montana MG.